Salut tuturor și bine v-am găsit la o nouă serie pe acest canal, se cheamă A Bullet and the Truth, pentru că este o serie de 1 vs 1, only headshot, cu mulți, mulți youtuberi. În această, în acest prim episod îl avem pe Radieră, fratele nostru. Da, da, frate, sunt aici, Radieră, nu mai pot de la aici, început. Partea asta, așa, deci nu uitați să apăsați. Bună ziua, noapte bună, good morning, sunt aici lângă voi, pisica era lângă mine, îmi ținea noroc, acum a fugit. A plecat norocul. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, de share și de subscribe și la mine și la el, aveți canalul lui în descriere și de asemenea pe clopoțel ca să primiți notificare. Iar acestea fiind spuse, hai să începem seria și întrebările mirobolante din acest episod, așa că let's go. Bun, fraților, începe mirobolanta serie, îl avem pe Radieră în partea cealaltă, hai că nu știu să cu webul ăsta cum este. E bine, da, fac să le bine. Radieră, vreau să încep prin a-ți mulțumi că ai acceptat această invitație și vom începe... M-ai invitat, trebuia să fiu aici, la prezent. Da. Și vreau să începem cu prima întrebare, cine este Ryder? Descrie-te în câteva cuvinte. Mai nimeni, mai bine zis. Mai absolut nimeni, unul care a efectiv uitat căștile, încearcă să joacă CS, unul versus unul, dar efectiv nu se poate, ia uite-l. Bă, îmi place că trebuie să dau un cap de la mișto, dar nu este de niciun fel și cred că rămân și fără gloanțe, că tu ai mai multe, ai 140 de cap. Mă, mi-a plecat. Ok, bă, dar acum să mă mai ții de vorbă, că aparent cât timp vorbesc și cât să joc. Da, mă, deci cine este? Un radier care cad căștile, să înțelegem. Da, am cad căștile, efectiv. Sunt așa un youtuber de ăsta, creator de conținut, nu știu să facă thumbnail-uri, ok. Foarte bună, foarte frumoasă. Încercăm să ajungem și noi la Gold 1, dar nu se poate. Singur 2. Am înțeles. Ce vrei să transmiți oamenilor prin comunitatea ta? Ce valori ai vrea să le transmiți? Credeam că comunitatea ta, scuze-mă, asta e așa. Ta. Păi, ce aș putea să fac? Efectiv, să îi învăț cum se comporte mai normal, să nu mai fie ca toxice de pe CS sau... rușii aia frumos și na, să fie și ea activați și să să joace sau să creeze ceva ce... Poți a cap și n-ai muit, nu-i corect. Da. Apropo, vreau să-ți, am uitat să zic că e fără grenăzi, gen n-ai voie cu grenăzi. N-avem voie cu... Nu. Niciun fel? Niciun fel. Păi de ce n-ai zis așa? Am uitat, scuze. Ok, deci n-avem voie cu grenăzi, am înțeles. Smoke? Nici de-ala? Nu, nicio grenadă. Eu n-am voie să plantez. Este doar să ne batem. Ok. Bă, lasă să plantez doar așa, să fie mai tactical. Vrei să-și plantăm? Dacă vrei să plantezi, da, se poate, ca să fie un pic mai tactical. Ok. Că na, eu uite, de exemplu, pot să mă duc în B și tu să mă cauți, nu? Așa. Aș putea să fac o de asta, dar nu sunt de la nesimțit. Deci ai răspuns, vrei să-i faci să nu mai fie de toxici pe CS, dar tu ești YouTuber de Minecraft, așa. Mă joc și CS, fratele meu a evitat. Da, da, știu că te joci. Mai mult despre One Wave. Da, am înțeles. La Minecraft, cu investitoriale, Redstone, lucruri de genul. Am înțeles. Te-ai gândit vreodată să intri într-o echipă de CS? Da, dar n-am șanse, efectiv. Adică n-ar trebui să bag zilnic de 5.000 de boți și foarte mult antrenamente, smoke-uri și moly-uri, dar de unde că ne permitem timp. Nu-ți permite. Mi-am luat flash fără să... Da. E de obișnuință, știu, nicio problemă. Trebuie să mă obișnuiesc. Ok, deci crezi că n-ai șanse într-o echipă de CS? Depinde ce fel de echipă. Dacă e de-aia de începători, poate aș avea o, da. Am înțeles. Depinde, am oricine se poate schimba. Am înțeles. Mai trag și eu, vezi că și eu am mâinile reci, nu am nicio treabă. Da, ok. Și acum o să modific puțin această întrebare, pentru că tu ești youtuber de Minecraft. Te-ai gândit vreodată să-ți faci un server de Minecraft, să fie al tău, să fie onor unui server de Minecraft? Da, am făcut un server de genul. A ținut foarte mult timp, până când pur și simplu hostul la care dădeam bani n-a vrut să-l mai accepte bani, eu voia mult mai mult. Am înțeles. Și s-a terminat treaba. Cum a decurs? A mers? A mers bine? A mers bine, da, erau jucători activi. Mergea ca lumea. Okay, se trage, ușor, nu-i problemă. Ușor. Aceste 1v1-uri sunt mai mult sau mai puțin serioase, adică vedeți că și eu și el suntem pe spate, adică nu ne chinuim. Da, dar că eu mai trebuie să mai și răspund pe lângă, că sunt activ, scuză-mă. Și eu sunt moderator aici, adică aceste da, emisiuni, mă, da. E ok. Se putea să fie emisiunea după mate, adică să fie așa. N-am înțeles.
Bun, întrebarea cu numărul 5. Care sunt planurile de viitor, atât ale tale personal, cât și pentru canal? Ce serii noi ai, nu știu, ai niște serii noi pe care ai vrea să le aduci pe canal sau ceva? De exemplu, Minecraft Modat Hardcore, 11 zile vreau să fac. La fel e faza de timp, încă nu prea există timp. Și atunci nu prea există timp, e destul de nasol. N-am înțeles. Nu, ci dacă nu, mult. Și pe plan personal? Pe plan personal? Să iau și eu examenul de a 8-a, că n-a, știi? N-am înțeles. Să vină notele alea mari. Da, alea. Care alea e bine. Ok, am înțeles. Deci, Minecraft modat și să iei examenul de a 8-a. Da, ceea ce cam se contracte așa una peste alta și nu prea merg ambele în același timp. Ok, deci, găsești o variantă, sunt sigur că găsești o variantă. Crezi că sportul este necesar în viața unui gamer sau unei persoane care stă foarte mult la calculator? Da, logic, fiindcă dacă ai stat foarte, foarte mult la calculator, e bine să te dezavantajezi, fiindcă poți să faci diabet, poți da diabet dacă mănânci prea mult, te dulci și gen, care și nu faci absolut, nu. Mamă, mâncați, dar e greu să vorbești cât mă bat cu tine. Am dat numai... Ok. E un început. Cum am tras și eu. Am tras toate gloanțele. Mai au de-asta acum, sunt bune. Da? Da. Așa. Ce vreau să continui? Hai că nici mai știu ce vreau să zic. Mai zic o altă întrebare. Cu sportul. Cu sportul. Da, contează, fiindcă dacă mănânci prea multe dulciuri sau gen, nu ai un... Dacă nu ai un regim adecvat, dai un diabet și lucruri de genul. Sau poți să... Te faci ultimul gras. Da, de asemenea, dacă stai foarte mult la calculator, gen poți să dai în hernie de disc și chestii. Mai multe. Ce joc al meu pe adică mi-a dat un cap, dita mai capul meu și acum sunt foarte, foarte low. Ți-am dat cap? S-am dat piciorul, se trage, atenție, se trage. Deci ești de acord să se facă sport? Cam cât, logic. Cam cât crezi ar trebui să faci sport, să zicem, într-o săptămână? În fiecare zi? 3-4 ore. 3-4 ore? 3-4 ore, bă! 3-4 ore pe zi? Da, da, dacă ești de la care are mult timp, dacă... Deci este necesar oricât să faci acolo, să fie sport făcut în viața ta. Dai skip la orele de sport? Recunoaște acum. Nu fac orele de sport. Nu le faci? Adică nu le faci. De la școală nu le fac. Ok, dacă nu le faci... Că am scutire motivală. Am înțeles. Am scutire pentru sport și n-au altă ce... Bun, întrebarea cu numărul 7. Crezi că am putea crește mai repede ca youtuber mici dacă am face multe colaborări dintre noi? În general, dintre toți youtuberii mici. Depinde ce fel de colaborări și depinde și ce fel de videoclipuri am face. Mamă, mi-a dat direct. Adică depinde... trage drept, te țineți minte, băieți. Adică ce fel de colaborări? Adică depinde pe ce fel de videoclip te-ai să. Adică ce fel de trend ar fi, ce fel de lucru ar fi și cum e departe. Fii sigur dacă vrei să creezi un trend sau dacă este deja unul focus și vrei să-l continui. Am înțeles. Iar mi-a luat smoke. Tu... Care crezi că sunt părțile bune și rele din a fi streamer sau slash creator de conținut? Părțile rele, fiindcă efectiv nu ai un venit cât timp faci acest lucru pentru o perioadă îndelungă ta. Adică pur și simplu tu-l faci așa de fun și venit mai de unde. Am înțeles, crezi că asta e un parte rea. Asta ar fi un dezavantaj pentru începătorii. Și fiindcă dacă faci foarte, foarte mult deodată și pur și simplu nu faci cum trebuie, la fel e de un dezavantaj, fiindcă pierzi timp. Am înțeles. Dacă faci... Dar ca și lucru bun este că poți face o comunitate cu care să te înțelegi, faci ceea ce îți place și... Așa mai departe, adică, na, este un lucru care l-ai putea face și, desigur, să-ți placă. Mamă, nu ca și munca în... Hmm? Ce capete îmi dai? Continu, da, continuu. Păi, e altceva, știu. Dau comeback. Ok. Te-am deci... zis, pisica nu mai e lângă mine, dar măcar am acest cortex de altă frumos, skin frumos și, na, îmi ține asta de noroc, adică, na. Ai mângâiat-o, ok. Ai mângâiat-o înainte și ai luat norocul. În ce măsură faci pe canal ce ți dorești tu și în ce măsură faci ce vor alții? 50-50, 50 la 50. 50-50?
Da, adică uneori ce vor abonații, uneori ce vreau eu. Depinde, fiindcă unele idei ale abonaților pot să fie foarte, foarte nasoale. Am zis, deci cam 50-50. Da. Cam așa ești. Depinde și de timpul meu, că dacă îmi dă cineva să zic, să fac o, să fac, nu știu ce tent, care să-mi ia 40 de minute, n-am de unde. Am înțeles, ok. De timpul. Cu timpul stăm rău toți. Deci cam asta e. Nu te-am întrebat, am să uit așa puțin, am trebuit să o modific. Ai vrea la un moment dat poate să-ți faci tu o echipă de CS, poate să creezi o organizație? Dacă aș ajunge să joc de global sau mai bine de atât, da, logic. Nu trebuie neapărat, mă întreb dacă gen, ai vrea tu să fii gen ownerul unei organizații, nu neapărat să fii jucător. Da, dacă aș fi foarte, foarte bun, de exemplu, cum ești tu în unele momente. Doar în unele momente. În unele momente, când te apucă să dai numai capete, omor 7 persoane deodată, atunci da, cum să nu. Am înțeles, ai vrea să și ai o echipă, să înființezi tu o echipă. Da. Desigur, dacă aș vrea și timp să-i antrenez, să respond, să fac mai departe. Nu neapărat, că poți să-i, și știi. Poți să-i iei coach, știi? Poți să iei niște coach-uri, tu doar să vii cu banii și să creezi echipa, să creezi organizația. De unde bani? Că am pierdut 20 de euro pe Hellcase din cauza unui bug. Da, okay. Să mă cărăm mai bun. Am înțeles. Da, și acum o ultimă întrebare, domnule Radieră. Trag groaznic. Și eu la fel, stai liniștit. Oh my god. Mi-a dat. Ultima întrebare, care este cea mai mare dorință ta pe anul ăsta? Pe anul ăsta? Da. Păi... să fac pe multe videoclipuri și să las naibii școala pentru o săptămână măcar. Am zis, nu prea te înțelegi cu școala. Dar este puțin importantă și școala. Bă, în viață pentru a face bani nu contează în absolut niciun mod. Contează doar ce știi. Puțin acolo să... ca să intri la un liceu și așa, scuză-mă, aia vorbești. Este muncă grea. Dar un om să care vorbești, are... să vorbești, să știi puțin să calculezi. Scuză-mă, asta am văzut până în clasa 5-a. De la 5 în sus nu prea mai contează de oameni. M-a spart Radieră. GG. Am înțeles. Cam astea au fost întrebările. Astea au fost întrebările, astea ok. Astea au fost 10 întrebări. Au fost cam puține. Da, a fost cât meciul. Fraților, sper că v-a plăcut. Sper că v-a plăcut. De asemenea, scrieți-mi un coment. Nu uitați de like. Nu uitați de like. Donați, fraților. Donați, aia zic. Fraților, cam asta a fost episodul. Dacă mai aveți idei de YouTube pe care să-i aducem aici în această serie, uitați să lăsați acolo în comentarii și o să promit că citesc toate comentariile. De asemenea, uitați să dați lui un subscribe lui Rider, aveți linkul în descriere. Uitați de like, de share și de subscribe și mai ales de clopoțel. Iar noi ne auzim data viitoare. Ciao, vă! Pa, pa! All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser.